Știu, pot, reușesc. O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa A8 a 8 Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vom învăța împreună despre ce înseamnă un bun autocontrol. Autocontrolul este capacitatea de a avea control asupra propriei persoane, de a ne controla comportamentele, Gândurile și emoțiile. În relație cu ceilalți, un bun autocontrol te ajută să-ți stăpânești emoțiile, cum ar fi, de exemplu, frica, furia sau entuziasmul exagerat, să eviți conflictele și să-ți păstrezi prietenii și imaginea în fața celorlalți. În procesul de învățare, autocontrolul te ajută să rămâi concentrat o perioadă mai lungă de timp asupra sarcinilor pe care le ai de efectuat și să reziști în fața unor tentații care îți oferă plăceri de moment. Pe drumul tău spre autodezvoltare, autocontrolul te ajută să ți îmbunătățești sau schimbi comportamentele nesănătoase sau care nu-ți plac și să le înlocuiești cu obiceiuri sănătoase și folositoare. Mihnea a pierdut din nou noțiunea timpului, jucându-se pe telefon, fapt pentru care a uitat de lecțiile și de temele pentru a doua zi. Ajuns la școală, obosit și nepregătit pentru ore, Mihnea s-a îngrijorat și a devenit foarte agitat. Când profesorii au început să verifice lecțiile și temele efectuate. Discutați în grupuri mici și identificați problemele cu care se confruntă Mihnea în această situație. Enumerați posibilele motive pentru care Mihnea se confruntă cu aceste probleme și ajutați-l cu câteva recomandări pentru a nu mai ajunge în astfel de situații. Autocontrolul nu se dezvoltă prin meditație în vârful unui munte, așa cum vedem în filme, ci necesită timp și exercițiu. Cheia succesului este voința și moderația. A face ceva cu moderație înseamnă să fii cumpătat și capabil să te oprești la timp. Când vrei să mănânci mai sănătos, să înveți mai mult sau să reduci timpul petrecut pe telefon, nu este indicat să faci schimbări drastice de azi pe mâine. Vei obține rezultate mai bune dacă schimbările vor fi treptate. Vei mânca din ce în ce mai sănătos și vei pierde din ce în ce mai puțin timp. În felul acesta vei dobândi un autocontrol din ce în ce mai bun, iar rezultatele obținute vor fi durabile. Tu știi cum stai cu autocontrolul? Gândește-te la o situație recentă în care ai reușit să te autocontrolezi. Despre ce a fost vorba? Cum ai reușit să-ți păstrezi controlul? Ce te-a ajutat să reușești și cum te-ai simțit în acel moment? Dar după! Prezentați colegilor răspunsurile voastre! Dacă de obicei reușești să te controlezi, înseamnă că ai dovedit că poți! A avea un bun autocontrol nu înseamnă că devenim mici roboței care au un control precis asupra ceea ce fac în fiecare moment, ci înseamnă că poți și știi cât să continui și cum să te oprești. Tu ai fost în situații în care ți-ai pierdut controlul? Ce s-a întâmplat? Care crezi că sunt motivele pentru care nu ai reușit să te autocontrolezi suficient? Cum crezi că ai putea proceda în viitor pentru a nu mai ajunge în astfel de situații? Identificați împreună cu colegii de clasă cât mai multe soluții pentru a reuși să vă păstrați autocontrolul în situații similare. Autocontrolul ne ajută să nu scăpăm lucrurile de sub control, să fim stăpâni pe noi. E important, totuși, să fim și spontani și creativi, să încercăm lucruri noi și, chiar dacă nu ne reușesc din prima, să nu renunțăm.